fie pacea Domnului Iisus, cu pentru toți, seara aceasta aș vrea să spunem un mulțumesc acelora care și anseară și azi ne-au slujit. Și mă gândesc aici la ceea care ne-au pus la îndemână masa. De sărbătoare mulțumirii. Eu m-am uitat așa cu coada ochiului și am văzut atârgarea lor la unul la altul, la mese. Domnul să binecuvânteze. Amin. Spunem împreună mulțumim. Mulțumim. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. În seara aceasta am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt și vă mărturisesc că ceva în seara asta așa m-a făcut să recondiționez mesajul pe care îl pregătisem și acum o să avem altceva. Dacă o să fie mai bine sau dacă nu o să fie mai bine, nu știu. Dar e altceva. Vom citi din Evrei, capitolul 12, câteva versete și vă invit să ne ridicăm în picioare. Cuvântul este scris în versetul 12, Evrei 12 cu 12, citim până la versetul 14. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Coriți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seamă bine, ca nimeni să nu se abate de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva se dea răstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Acesta este cuvântul. Vă rog să vă așezați. Versetul de bază care îmi atrage atenția este versetul 14. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. În acest verset eu văd trei lucruri. Mai întâi, în acest verset este o promisiune. Promisiunea este marcată la sfârșitul versetului cu cuvintele va vedea pe Domnul. Întotdeauna speranța creștinilor a fost că va veni ziua în care îl vor vedea pe Domnul. Iisus a spus, ferice de cei cu inima curată, cu cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Iar Ioan a spus, ce va fi nu știm, dar știm că atunci când va veni El, Domnul Iisus, îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El și îl vom vedea. Ajută-ne, Doamne. În Cartea Apocalipsa, în capitolul 22, se spune că în ziua aceea veșniciei, cei mântuiți nu o să mai aibă nevoie nici de soare și nici de lună. Că Domnul va fi lumina lor. Și ei vor vedea necontenit fața Lui. Și Iov a avut această speranță. În mijlocul suferințelor sale, când nu mai avea nicio perspectivă omenească vreo îndreptare lucrurilor, El a spus, totuși, răscumpărătorul meu este viu. Amin. Și El se va ridica la urmă pe pământ. Amin. Și chiar dacă mi se va nimici carnea și oasele, totuși, ochii mei îl vor vedea. Asta e speranța copiilor. Vine ceasul, vine ziua, când creștinii îl vor vedea pe Domnul. Versetul conține și un avertisment. Fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Există acest avertisment. Fără care nimeni. Și când zice nimeni, aici nu este avut în vedere fața omului.
Există grozava situație, surori și frați. Să nutrești în sufletul tău speranța că îl vei vedea pe Domnul. Și la urmă să nu-l vezi. Există această teribilă primejdie pe care creștinii contemporani o ignoră. Își cântă siguranța mântuirii așa de tare că uită că există posibilitatea să o dea pe lângă și să eșueze lamentabil. Atât de tare accentuăm mântuirea în har, că uităm că trebuie să umblăm și pe cale. Și aici o primejdie, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. În ziua aceea spune Iisus că unii vor veni la judecată mâinile în buzunar, stăpâni pe situații. Și Iisus le va spune, duceți-vă la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Ei vor face recurs la judecata divină. Și recursul va fi întemeiat pe niște argumente. Noi am prorocit în numele Tău. Noi am făcut semne și minuni în numele Tău. Am scos dragi în numele Tău. Și Iisus le va spune, duceți-vă de la mine că nu v-am cunoscut niciodată, pentru că voi ați lucrat fără de legea. Dar vă rog să observați, oamenii răia nu erau atei. Nu erau niște nereligioși, niște neumbrați la biserică, niște necititori de Biblie, niște nerugători. Nu! Oamenii erau oameni profund religioși. Aveau o formă de evlavie. Erau informații ale Bibliei. O fi fost pe la adunări. Poate o fi dintre noi atunci. Ferească Domnul așa ceva. Și atunci le se va spune afară. Creștinismul contemporan suferă de lipsă de profunzime. De lipsă de substanță duhovnicească. Versetul acesta conține și o condiție. Urmăriți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. O promisiune dublată de un avertisment, care amândouă au în față o condiție. Urmăriți sfințirea. Să ne înțelegem. Aici, așa unde stau acum, îmi închipui că e condiția prezentă a noastră. Aici, în partea asta, aici, e întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne fie limpede oameni buni. Noi încă n-am ajuns acolo. Noi abia că suntem aici. Și de aici până la cântarea cea nouă din cer, e o luptă. N-am ajuns încă acolo să se ridice marele dirijor. Nu știu cine va fi, frate. Și când o să dea o dată din pachet, și o să înceapă să cânte cerul, cântarea nouă, să vibreze, încă n-am ajuns acolo. Suntem aici. Și până acolo, la acceptarea marelui cor, e o alergare. Și aici sunt două posibilități. Fie alergăm sfințindu-ne, fie ne pierdem. Nu, astea două nu merg împreună. Fie sfințire, fie pierzare. Am crezut în Iisus și am făcut bine că am crezut. Ne-am botezat în numele Lui și am făcut bine că ne-am botezat. Ne-am pocăit de păcatele noastre și am făcut bine că ne-am pocăit. Dar încă mai vede lucru. Amen. Și asta se numește sfințire. Creștinismul contemporan suferă la punctul ăsta. Nevoia cea mai mare este să umblăm pe urmele Domnului, păzind cuvintele Domnului, trăind cuvintele sale, voia sa, formându-ne caracterul după al său,
Că zice versetul, urmăriți sfințirea. Voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea. Zice Pavel, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. De ce nu fi lipit de olant așa? Și spune unor creștini, păcatul ăsta ne bate la uși, păcatul curviei. Să vă feriți, zice Pavel de adulter. În altă parte spune ca unii care avem așa promisiune, adică promisiune vederii feței lui Dumnezeu, să ducem până la capăt sfințirea noastră cu frică și cu tremur. Și în altă parte zice Petru, și voi dar fiți sfinți în toată purtarea voastră, în toate conferințele voastre, în toată purtarea voastră. Două posibilități. Sfințire sau pierzare. Aș vrea să vă întreb. Poți veni la adunare fără să urmărești sfințirea? Poți? Poți. Poți să te rogi fără să urmărești sfințirea? Poți? Din nefericire, poți. Poți cânta în cor fără să urmărești sfințirea? Se poate. Dar, păstor, poți fi să fără să urmărești sfințirea? Poți. Și din nefericire, sunt slujitori de Evanghelie care nu urmăresc sfințirea. Vedeți cât e grozav? Poți să fii penticostal, oameni buni, fără să urmărești sfințirea. Poți să ajungi la botezul cu Duhul Sfânt, să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt și după aceea să pui jos armele vieții tale spirituale și să te terferești în păcat. Aici Dumnezeu ne ajută dacă noi colaborăm cu El. Dacă nu colaborăm, nu ne ajută. Dacă nu ne ridicăm, că aici e un imperativ, urmăriți Sfinții. Dacă noi nu ne dăm silințele, dacă nu ne luptăm lupta aceasta, că aici credința și creștinul contemporan. Creștinii contemporani au obosit mulți dintre ei în sfințire. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Să fie clar, în împărăția lui Dumnezeu, Biblia spune că nu o să intre mincinoșii, nu o să intre adulterini, nu o să intre ucigași și nici lacomi și nici cei nedrepți, nici vorbitorii de rău și nici idolatri și știți toate textele astea mai bine decât mine. Și deși le știm, dă la o parte asta și facem ce ne vine bine. Și câteodată auzi pe câte unul vorbind de lăsatul pocăinței. Și acționează oameni buni. Și tinerilor mă deosebit. Urmăriți sfințirea. A vrea să ne uităm în cele ce urmează la cinci adevăruri. Cândva am știut patru, pe parcurs am mai descoperit unul. Cinci adevăruri, uite așa ca degetele de la palmă. Adevăruri pe care trebuie să ți le scrii în inimă. Și avându-le sub ochii tăi, să te lupți împotriva păcatului și să fii biruitor. Amin. Primul adevăr este, Domnul mă vede. Domnul mă vede. Acest adevăr este un adevăr foarte simplu. Cuvântul Scripturii îl descrie. Prima din Biblie care l-a rostit este o femeie și Agar a spus, Tu, Doamne, ești Dumnezeu care mă vede. Iov spunea, Dumnezeu e în cer și privește pe fiii oamenilor și vede pașii fiecăruia. Iar în psalm este scris, citesc din psalmul 33, versetul 15, Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Dumnezeu privește și ne vede purtarea, ne vede gândurile, ne vede sentimentele, ne vede Dumnezeu faptele, alergarea pașilor, fapta mâinilor, vorba ne-o aude Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui. De Dumnezeu nu te poți
poți ascunde. În lupta ta pentru sfințire, pentru mântuirea sufletului tău, în alergarea asta, mereu să-ți fie în minte. Acum o să vă scap de ele și s-au legat de mine. Mulțumesc frumos pentru îngăduire. În lupta ta pentru sfințire, să fie limpede un adevăr, te vede Dumnezeu. Eu așa gândesc. Îmi vine oare câteodată o ispită, îmi vine și mie. Stau la calculator și lucrez ceva. Și în timp ce lucrez acolo, îți vine așa un gând. Vezi ce se mai întâmplă la știri. Deschid o pagină de internet. Și deschid pagina aia de internet și acolo mă interesează știri din economie, știri din sport, mai puțin de astea pe mine. N-am treabă cu cine are interes aici. Știri externe. Și acolo în dreapta paginii, clic, clic, clic. Poză mizerabilă. Apasă acolo. Vezi numai ce. Mă doare să vă spun că unii am căzut. Nu știu cine. Cum am? N-am învățat să lupt. Na, mă vede Dumnezeu. Mă vede Dumnezeu. Și ne-a scris acolo pe colțul calculatorului de Dumnezeu te vede. Pus acolo. Aleluia. Eu știu că mă fac vulnerabil când îmi spun slăbiciunile. Dar nu asta mă interesează. Poate că diferența între mine și alți predicatori e că eu sincer. Da? Înțelegeți ce vă spun? N-am treabă cu colegii mei. Dumnezeu să le dea biruințe mai mari decât mine. Dar vă spun, eu știu că am frați aici. Și eu știu că 80% din bărbații ăștia s-au uitat acolo. Vă vede Dumnezeu, oameni buni, vă stricați căsniciile. Vă învățați educație sexuală uitându-vă la pornografie? Vă nimiciți căsnicia, oameni buni. Vă stricați copiii. Dumnezeu vede. Și trebuie așa să zic, mă vede Dumnezeu de sus. E un adevăr cât se poate de simplu. Cât se poate de simplu. Dumnezeu ne vede integritate. S-a uitat înspre Iov și a zis în cer și diavolul. Ai văzut pe robul meu Iov? L-a văzut pe Iosif. Și acolo, în acea întâlnire fatidică dintre Iosif și nevastă lui Potifar, când martor n-a fost ochi omenesc, Dumnezeu a văzut. Aleluia. Și Dumnezeu ne-a spus adevărul peste viacul și scris în Biblie și știm ce s-a întâmplat acolo. Așa vor ști peste viacuri oamenii mântuiți ce am făcut și noi. Dumnezeu vede tot. Nimic nu este ascuns în ochii Săi. Hai, adă scaunul aici. Scaunul, aici. Pumnă și jos, tu stai aici. Nu, nu pe scaun. Hai. Isaia 66:1. Cerul, zice Domnul, este scaunul meu de domnie și pământul e așternutul picioarelor mele. Scaunul ăsta e cerul și ce ia? Pământul. Stai pe scaun. Călin, Călin, Dumnezeu, Dumnezeu, deosebire o percepe. Te întreb ceva. Vezi până vârful pantofilor. Vezi? Așa, așa să-L gândiți pe Dumnezeu. Dați-L așa. Stă în cer pe scaunul de domnie. Și pământul e așternutul picioarelor sale. Eu și dumneata aici trăim. Aici, la picioarele sale. Te miști de aici bine acolo. Și cât de unul, atât ai de ignorant, atât ai de cu minte închise, cu suflet gol și pustiu, că el neagă existența Dumnezeului viu, colo la vârful picioarelor sale. Ca o furnică micășită care, încă o prietenă de ei, urca pe picior de elefant și vorbea o filozofie. Oare o fi în lume elefant sau oba? Aici suntem.
Și unii acolo la picioarele sale își permit fel și fel de ghidușii, de trăiri în păcate. Și culmea este că poporul care cheamă numele Domnului trăiește câteodată acest compromis. Vorbește, Doamne. Asta e dureros. Nu mir de pe strada aia faimoasă din Amsterdam. Mă mir de noi. Vorbește, Doamne. Înțelegeți? Și uite aici, la picioarele lui, și se uită. Și nu mă un pic, dacă el ne iubește, slavă lui pentru asta. Mă un pic așa, arată piciorul și gata, jumate de pământ. Dar ne iubește, slăvit să fie numele lui. Și atât de tare încât s-a întrupat și a intrat, uite aici, în praf, făptura, creatorul devine făptura. Aici ce-am vorbit aseară despre gestul întrupării lui Iisus. Domnul te vede. Vă rog să aveți această imagine. Acum întrebarea este ce are de-a face asta cu Sfințile. Poți să mergi pe dacă vrei. Nu vrei să lași mie scaunul? Ce are de face asta cu Sfințile? Vă rog, închipuiți-vă că s-a luat în adunare o hotărâre. Și după, dar altfel. Cât sunteți șoferi? Conduceți mașină. Mi se întâmplă să mergeți tare, mai tare decât ar trebui. Că vă grăbiți. Ați uitat să vă puneți și centura. Și acolo, după o curbă, un echipaj de poliție cu camera. Ce faci în situația aia? Și-o rupe frână de centura. Oare m-au văzut? Așa e? În clipa în care te simți privit de acela care are peste tine putere, te conformezi. Te schimbi. Hai înapoi, cu siguranță. Ia, nu vin idee acum, nu ce să fac. Hai aici. Stai aici, stai așa, eu. Așa, pune-te acolo, eu. Închipuiți că ăsta e monitor. Călin e băiat credincios. Domnul fie slăvit. Amin. M-a avut părtășie și știu asta. Călin, închipuiesc că tu ai avea exact anii pe care are păcătosul ăsta din sală. Da? Și stai în fața calculatorului, în camera ta. Ai intrat pe niște site-uri mizerabile. Te-au prins. Atât de tare te-au captat, încât nici n-ai auzit când s-a deschis ușa. Încet, în spatele tău s-a strecurat o persoană. Peste de câteva secunde se uită și el, tu apar n-ai pe ei în spatele tău. Ficând-ți lumea mai dragă, simți așa o mână pe tine. Și când te întorci, e Vasile. Da. Cum te simți tu? Eu cred că aș fi îngălbenit, aș fi înverzit, aș crăpa de rușine să știu că l-am făcut pe tata martor la aia. Nu uite așa Dumnezeu Tatăl Ceresc, ne vede toate. Înțelegeți dumneavoastră? O să luați pe scaună. Domnul mă vede. Glorie lui veci. Domnul mă vede. Amin. Este primul adevăr. Adevărul al doilea. Îngerii mă văd. Scrie așa. Despre îngeri. Evrei 1:14. Nu sunt ei oare toți duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să facă o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea? Auziți ce sunt îngeri? Duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să servească pe cei care moștenesc mântuirea. Și ce este șocant în acel verset este că apostolul spune că toți sunt duhuri slujitoare trimise.
și a golit Dumnezeu cerul din îngeri ca să ne sară nouă în ajutor cu ei. În Psalm 91 stau scrise cuvintele, versetul 11, El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor care se tem de Domnul să te păzească în toate căile tale ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Eu am copilărie la țară. Știu ce înseamnă să dai piciorul într-o piatră, dormit în mijlocul de drum. Desculți cum eram, ziceam că eu fug așa, nu ridicam bine piciorul. Când îi dai una așa la un vârf de piatră, simți doare, doare destul de tare. Dar doare mai tare când îmi plonjum cazic cu capul între piept. Ce spune acest verset? Dumnezeu are grijă de tine în lucruri mici. Să nu-ți lovești unghia. Spăzește și capul, fii liniștit, dar are grijă și la lucrurile mici. Asta ne spune acel cuvânt. Domnul îi va trimite pe îngerii lui Dumnezeu să te păzească și în lucrurile mici. Mici. Acum vă întreb. Ați văzut vreodată îngeri? De multe ori. Foarte bine. Foarte bine. Sunt oameni care spun că n-am văzut niciodată. Să nu vă grăbiți să spuneți că n-ați văzut. S-ar fi putut să fie înger și voi să fi crezut că-s oameni. Da. Că iau formă omenească. Căile îngerilor se intersectează cu ale noastre. Dumnezeu le permite să se înfățișeze în formă omenească. Păi ne-a crezut Lot că-s niște oameni care n-au unde dormi? Și Avram, că-s niște flămânzi călători în drum care au nevoie de odihnă și i-a chemat să mănânce cu el la masă? N-a crezut... Ce-o zis, spre exemplu, femeile evlavioase când s-au dus la mormânt și au văzut acolo? Ce-o zis că era? Un tinerel. Are cineva vreo 14 ani de aici. Un adolescent. Era un înger. Sau când se înalță la cer Iisus, stăteau ucenici și uitau în sus... Zice că niște bărbați, îți zis, ce uitați așa? Și mai târziu am înțeles că cei care au vorbit cu ei erau îngeri. Îngerii lui Dumnezeu se amestecă printre oameni. Dumnezeu îi trimite în ajutorul tău. Te duci pe stradă, spre exemplu, cineva în întuneric, plănuiește atentat împotriva vieții tale, o soră de credință, o femeie pândită de niște răufăcători. Și în timp ce ei gândesc să sară asupra ta, de nicăieri în jurul tău, în spatele tău, un metru, jumate, doi metri, doi bărbați cât muntele, sau poate unul, sau poate trei. N-au treabă, nici nu zic bună seara. Tu te duci în drumul tău, se frică de ei. Și pentru că vă văd înconjurați, acolo, răufăcătorii zic, altă plată. Niciodată nu vei ști dacă au fost îngeri sau oameni. Mergi cu mașina... nebunia vitezii tale. Auzi un polițist acolo. Eu te pui frână. Nu o să știi dacă a fost polițist de adevărat sau înger. Totuși eu spun ok, cu îngerii n-amendează. Sau altceva. Să vezi cum e cu îngeri. Ce are de a face prezența îngerilor cu sfințirea? Asta e întrebarea. Vrei să vinzi o mașină? Te duci cu ea la târg, poate vine cineva să-ți o cumpere de aici, sau te duci cu ea la România și întinerești mașina aia cu sute de mii de kilometri. O faci frumoasă, nouă, și vine unul și te întreabă. Kilometre reale? Și da, ce nu. Când ești tu când nu te-a întrebat un înger? Îngerii nu cumpără mașini. Dar întreabă de ele. Întreabă de ele. Te-ai făcut de toată minunea. Că ai mințit un înger. Vezi de tati, nu cumpără. Și bagă de seamă, la piață mai mulți întreabă decât cumpără. Ideea, fraților, acum noi facem așa umor, eu parcă asta n-am vrut-o.
Bine este că trăim în prezența îngerilor. Uneori nu-ți văzuți. Sunt ființe spirituale nevăzute care ne ocrotesc de demoni nevăzuți. Și acolo cotesc evenimente. Vei zice, am avut reflex bun că am tras de volan. Nu știi dacă n-a fost un înger pe mâna ta. Îngerii lui Dumnezeu ne văd. Amin. Vorbeam cu soția mea, Laura, lucrurile astea, când ne-am descoperit din Biblie. Da, când am făcut ceva din Biblie și ai spun, toată, ea mă ascultă. Și ea stătea așa cu un scaun, eu, în altă parte, îi explicam. Și ea mă întrerupe și zice, auzi, meu, tu crezi, zici? Zic, da. Ce vrei să spui că pe scaunul ăla liber, era un scaun liber acolo, ar putea în clipa asta să stea un înger? Am vibrat tot în mine. Păi de câte ori în casă la mine n-au fost așa nevăzute dumnezeiești ființe? Și mi-am permis una și altă în camera aia în care eu am crescut când am apăsat acolo pe poza aceea. O fost și un înger. Și cât de întristat o fi fost. Ori de câte ori ne compromite moral, îi legăm pe îngeri de mâini ca să ne sară în ajutor și ne dăm pe mâna demonilor ca să-și bată joc de noi. Țineți minte asta. Când minți, când înjuri, când vorbești murdar, când faci orice formă de păcat, faci neputincioși pe îngerii lui Dumnezeu care sară în ajutorul tău. Și lupta pentru sfințire. Și mă vede cel de sus. Și îngerii lui mă văd. Simplu. 3. Faptele mele rămân. Asta e așa un adevăr. Faptele mele rămân. Câți credeți ce-i scris în Biblie? Credeți? Amin. Nu aminul confirmă credința dumneavoastră, ci ascultarea dumneavoastră confirmă credința. A zis Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu, poruncile mele. Și zice aici așa, ascultați. În ziua judecății, am văzut, zice Ioan, pe morții 20 cu 12. Mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care e cartea vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Eu cred, pe temelul acestui cuvânt, că în cer este o carte. Și în cartea aceea, e ca și cum ar fi, uite aici, așa, dosarul ăsta, e un înger arhivar. Trimis de la Dumnezeu cu poruncă să scrie. Și tot ce faci, se scrie. Să adună viața ta. Tot ce faci. În ziua judecății, cartea se va deschide și vei fi judecat după ce e acolo. Când este să aleg între bine și rău, când este să cedezi sau nu în fața ispitei, când este să dau curs cuvântului lui Dumnezeu sau pornirii firești din mine, mă gândesc și la cartea aia. Acolo se scrie. Și pentru că știu că tot ce facem se arhivează, faptele noastre rămân. Ne filtrăm acele fapte, alegând să rămână cele frumoase. Și le facem pe ale. Asta e legătura cu Sfinții. Gândul ăsta ar trebui să ne responsabilizeze. Scriem Biblie. Că în ceasul judecății oamenii vor da socoteală de faptele lor. Și că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare va da socoteală pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Deci tot ce facem se monitorizează, oameni buni. Noi, oamenii ăștia de pe pământ, avem putere să conservăm lucrurile și să le ținem mărturie peste viață. În cât e azi?
9 octombrie 2010. Să vă întreb ceva. Oare ce o să fie în anul 3010? 9 noiembrie, 9 octombrie, așa în locul ăsta. Știți cum e întrebarea asta? E ca și cum te duci în ta în câmp, ai trage o cruce pe pământ, te pune la intersecția dintre linii și zice, în anul 1011 ce-a fost oare ce? Peste 1000 de ani, poate cineva va pune așa întrebare. Și poate cineva va veni și va zice, să vă arăt ce-a fost acolo. Și scoate informația din caseta, din aparatul de filmat. Și deodată e vizibil tot ce a fost aici, atunci, acum. Uite așa o să se facă știută viața noastră în ziua judecății. În acest context al cărții faptelor, e glorios și grozav harul lui Dumnezeu. Și ce cred? Când ne pocăim, pe lângă cele pe care le simțim noi, în cer se umblă la carte. Și unde-i păcat? Totul se acoperă în sânge, în jertfa lui Iisus. Și mai cred că rămân spații goale. Nu pot dovedi din Biblie. Dar nu văd altă cale pentru a glorifica jertfa. Vrei apă, pot fugi să-ți aduc apă. Dar nu cere să mă compromit. N-am uit pe toastră. Aici e problema. Bine, fă slujba ta, te rog. Nu-i cu scaunul, nu-i găsim. Așa cum Duhul s-a coborât peste biserică, când a cântat cântărețul, să se coboare Duhul Sfânt peste noi. Amin! Amin! Amin. Acest legământ făcut cu mădularele tale, așa cum fratele Watchman l-a făcut, trebuie să-l facem și noi. Să-ți dai ființa ta Domnului Iisus. Să-ți o predai toată, tot ce ești tu. E o problemă aici. Împotrivirea cu legământ. Împotriva sufletului nostru este un vrăjmaș. Care nu-i în afara noastră. E noi. Și el se numește firea pământească. După firea pământească ne place lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi. Poftește împotriva Duhului și Pavel zice mădularele voastre care sunt pe pământ și le dă nume urâcioase. Curvie, prea curvie, lăcomie și înșirurile toate acolo în epistola către Coloseni. Sunt mădularele noastre și aș vrea să spun ceva, oameni buni, firea pământească nu îmbătrânește. Nu. Trupul, da. Anii te apasă, te îmbătrânește, te... Firea rămâne tânără în tine. Am întâlnit persoane vârstnice care au lăsat să se întrevadă breșe în caracterul lor și aveau niște pofte ca tine. Păi de ce credeți că s-a inventat, cu excepțiile de rigoare, situații de sănătate? Viagra, spre exemplu. Nu pentru un trup scorojit a cărui fire e tânără. Să stăm într-o parte și să zicem drept. Firea a rămas tânără. Și această fire, dacă nu-i răstignită, dacă nu faci legământ înaintea lui Dumnezeu să o ții sub control, să-și bată joc de tine. Și în ziua judecății o să auzi grozavele cuvinte, du-te. De nu vreau asta. Nici Domnul nu vrea asta. Ne găsim aici, acolo e vederea feței lui Dumnezeu. Drumul e drumul Sfinției. Și acum v-aș ruga ceva. V-aș ruga să luați un pix și să luați o foaie și să scrieți. Vorbesc cu voi. Da. Să scrieți. Sfințire sau pierzare. Titlu. Sfințire sau pierzare. Și dumneavoastră. Bine? Sfințire sau pierzare. Vă ajut, oameni, dacă nu aveți pix, nu-i nimic. Bazați-vă pe mintea dumneavoastră, dar am băgat de seamă la mine. Mintea mă minte. Mă minte mintea. Îmi vedea ceva la adunare și s-o scriu. Eu am pix cu mine, s-o scriu. Și mintea mea a zis, lasă-mă ține eu un gând asta. Nu te obosi. Și eu am crezut-o. Și când m-am dus acasă, mă, cum a spune-mi eu, că s-o scriu. Și mintea zice, am uitat. E? În
învățați să luptați cu slăbiciunea asta nemurit. Sfințire sau pierzare, ăsta să fie titlul. 1. Domnul mă vede. 2. Îngerii mă văd. 3. Faptele mele rămân. 4. Satan mă ispitește. 5. Împotrivire cu legământ. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân. Diavolul mă ispitește. Împotrivire cu legământ. Spune-mi un cor. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân. Satan mă ispitește. Împotrivire cu legământ. Și o să mergeți acasă. Și o să vă rog să lipiți informația asta pe colțul televizorului, pe colțul monitorului, în baie, în orice loc în care te descoperi vulnerabil, pui acolo. E un legământ al sfințirii. Și așa în seara asta să ne rugăm. Eu nu doresc să vă cer un răspuns dat la emoții oamenilor. Răspunsurile date la emoții astea sunt niște răspunsuri, de așa n-au greutate. Nu rămân. Apelez la judecata dumneavoastră și la voința dumneavoastră. Și vă întreb, câți vreți să începeți un start nou în viața dumneavoastră spirituală în lumina acestor adevăruri? Aleluia! Eu nu fac. Vă spuneam de slăbiciunile mele, eu nu stau în fața dumneavoastră ca unul perfect. Doar Iisus îi desăvârșit. Slăvit să fie numele Lui. Și să fie bucuros să știu că ne primește la El. Ne primește la El și ne smerim, ne cheamă, ne îmbrață, ne strânge, ne curățește de orice păcat. Ne dă putere, pune noi Duhul ca să mergem mai bine la El. Dar nu o face dacă nu te smerești. V-aș chema la acest gest al smeririi. Fiecare știe unde e slab. Fiecare știe unde trebuie recondiționat. Tu știi unde e fisura din copacul vieții tale? Știi bine. Am vrea în rugăciunea următoare să rugăm pe Duhul să vindece acolo. Amin. Să facem legământ nou. Aleluia. Poate trebuie refăcută familia ta, poate trebuie refăcută altarul rugăciunii tale, poate trebuie refăcut altarul postului tău. Trebuie cărpită integritatea ta. S-a fisurat haina acolo. Dă-te Domnului Iisus. Poate că se face legământ cu ochii. Unii dintre voi aveți televizor în două viitor. Dacă vi-e dragă căsnicie, scoateți-l afară de acolo. Amin. M-auziți? Dacă vi-e dragă căsnicie, scoateți afară televizorul din dormitor. Amin. Nici în camera copiilor să nu lăsați. Am considerat familii care și-au mâncat dulceața căsniciei pe televizorul din dormitor. Oameni bune, diavolul se uită la voi și vă mâncă pace acasă. De ce trebuie să fie acolo? Dacă numai schimbarea asta o face, să vezi schimbare și în familia ta, de câte ori nu dormi nevasta cu spatele la tine supărată? Că e furt să vezi mai departe. Am dreptate. Sfințire. Se ruga odată un om al lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi harul să mă văd cum mă vezi Tu. N-ați vrea să ne înnoim în legământul nostru cu Domnul? Aleluia! Hai să o facem. Eu aș fi primul. Și am putea să ne rugăm unii pentru alții. Spațiile astea stau îndrăbătite aici, acum nu prea avem unde să venim. Dar dacă e cineva care spune, eu am nevoie de ajutor, aș vrea să se roage cineva cu mine. Nu fie rușine, veniți în față.
că avem de ales uneori între două rușini. Rușinea înfruntării păcatului de aici sau rușinea de acolo, în fața lui Dumnezeu. Și mai bine rușinea înfruntării păcatului aici. Prin asta nu spun că toți cei care vor veni aici au probleme în zona asta. Unii vor dori să se rededice. Cere Domnului să te sfințească, să te binecuvânteze. Hai să luăm viața cu Domnul serios, fraților, surorilor. Sfințire, voia lui Dumnezeu pentru noi. Eu nu pot să vă spun mai bine asta. Nu pot. Simt eu că nu mai pot. Dar Duhul Sfânt s-o amplifice din Aleluia. El o poate. Și m-am rugat lui să o fac. Și să-și alții lui să lucre. Domnul mă vede, îngerii mă văd. Faptele mele rămân. Și el rău mă ispitește. Îmi potrivesc cu legământ. Biluitor. Domnul să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă e cineva în seara asta aici, sau poate chiar afară, și-ar vrea o reînnoire vieții spirituale, poate să se secoare pentru oameni, vine până aici. Aș vrea să te rugăm Domnului împreună. Începem să te rugăm Domnului. Lăsați ca Domnul să vă vorbească, să vă atingă, să vă arate acele domenii în care e nevoie de înnoire. Duhul Sfânt să deschidă acolo, El știe, eu nu știu, știe El. Și câteodată înfulgere conștiința, arătând crevase, breci, fisuri. Dumnezeu să te ajute și să ne dea putere de schimbare, să intrăm în rugăciune și să aveți libertate în rugăciune. Grazie a Domnul Iisus. Să aveți libertate în rugăciune. Să ne rugăm.